Pot să vă spun doamna doctor? Nu doctor, sunt asistent. O să ies asistentă medicală. Domnișoară asistentă medicală. O să se bucure mama, o să fie mândră, da. Așa-i? Da, o să fie. Când ai intrat, dar zi-mi unde, în ce an ești? Sunt în anul 4, în ultimul an. Și sunt la Brașov, la facultatea acolo, la medicină. Tu de unde ești? Din Vaslui. Din Vaslui? Da. Măi, Ștefania, ascultă-mi. Din Vaslui până Neașiți vreo 60 de kilometri, da, așa-i? Da. Pe acolo, nu? Uh-huh. Auzi? Vaslui? Da, Vaslui. Păi din Vaslui până în Brașov sunt, cred că, vreo 260. Așa-i. Păi am dat întâi la facultatea de medicină din Iași, dar nu am intrat la specializarea medicină generală. De ce nu te-ai dus tu la aproape? Și dacă așa a vrut Dumnezeu să mă duc la Brașov, acolo am intrat. E bine. Da. Ștefania, câți ani ai? Am 21 de ani. 21 de ani, ba. Cât ai, Nina? 7.000. 7.000 fix, Ștefania. 7.100. Doamne ajută. Hai, Ștefania. Simplu. Puh, ce simplu e primul cuvânt. Desertul, mamă, cât de simplu e. Tort. Nici n-am terminat definiția. Nici n-am terminat. Tortul, perfect. Ștefania, fii atent aici, că vorbeam de chestii de-astea, de chestii mari, de vârstă, de cea mai mare calorie. Literă. Ei, cu o literă. Între mega și... Grea. Între, nu, eu zic de calorie. Caloria nu e grea. Între mega și tera e asta. Între mega și tera e... Giga. Bravo. Bravo, Ștefania. Bun, știi? Mega, giga, caloria. Bun. 5 litere, 500 de lei. Auzi, Ștefania, clasa ta de liceu, o ții minte? Da. Hârtie, Ștefania, Hartă. Mă, tu nu mă lasă să termin. Definiția, îmi place asta. Perfect. Desenul lumii e harta. În 7 secunde ai 1200 de lei. Și te duci spre Nina încet, încet. Ăsta e simplu. Ăsta-l prinzi. Muzician care cântă la un instrument de suflat tradițional. Băi, și literă. Românii. Și știu că se uită și îl salut, pentru că știu că e un mare fan al acestei emisiuni. Literă. Și eu o să stau așa în fața lui. Cel mai mare din lume e la noi. E român. Literă. Maestre, vă îmbrățișăm de la jocul cuvintelor. Să dea Dumnezeu să aveți o viață frumoasă. Naist. Îl mai mare e Zamfir. Mulțumesc, Ștefania. De pe planeta asta, între giga, peste giga și tera, e Zamfir. Bun. Da. 3 minute jumătate. Ștefania. 600 de lei, 6 litere. A se proteja de frig. A se proteja literă. De frig. Literă. Când ți-e frig, ce faci? Când ești acasă, ți-e frig. Literă. Ce faci când ți-e frig, Ștefanie? Înveli. Te învelești cu ceva, te înveli. Bun. Mamă, joci pe muchie, joci, știi? 44 de secunde, ai deja 1700 de lei. Vizualizează niște păsări care simbolizează eleganță, grație, armonie. Literă. Literă. Cuibăresc pe ape, au pene albe. Lebedă. Lebede. Lebede. Lebede, perfect. 700 de lei. 700. Anul 4? Da. Adică acum... Termin. Acum? La anul. La, mă rog, dar e gata, nu? Da. Și o să primești dovezi ale efortului și timpului investit în educație. Diplomă? Diplome? Băine. Ștefania, dovezile corect, diplome în educație. Educație ca nasturile, când nu-l ai, se vede. Da. E așa e educația. Mi-a plăcut. 3 minute mai ai. Fii atentă. Într-un minut ai adunat 2800 de lei, Ștefania. Îți dau un verb. Vine așa un pic din
am văzut, mai ales în generația asta ta de 20 de ani, e verbul ăsta folosit de multe ori. Aș pierde interesul sau plăcerea pentru activități obișnuite. E un literă. Verb pe care generația voastră îl folosește des. Literă. Când cazi așa într-o literă. Stare... când ai... Deprima, a se deprima. Extraordinar. Ce seară, mamă, Edi, Nina, ce seară. Stai că vine și Ilie. 3200. Ștefania. Realizări sau succese care aparent sunt imposibile. Literă. Deci literă. Aparent evenimente, dacă vrei, literă. Inexplicabile, Ștefania. Inexplicabile evenimentele încă astea. Hai, Puștoaico. Hai că poți. În 24 de secunde avem excepții rar întâlnite. Excepțiile rar întâlnite. Inexplicabile. Fii atent. Nu sunt vise, sunt niște fapte care sfidează toate legile. Miracole. Ăsta e. Excelent. Mamă. 3600 de lei. Fii atentă, mai poți să iei și litere, chiar 11 poți să iei ca să o învingi pe Nina. Deci ai și timp și mai ai timp mult, ai litere de luat, mai ai și cuvinte destule, Ștefania. Hai, da. Hai Puștoaico, ascultă-mă. Cea care e 100% dedicată unei cauze, cum e? Literă. Hai o literă. Încă o literă. Hai că putem. Persoana aia dedicată unei cauze cu trup și suflet. Literă. E implicată, Ștefania, cu trup și suflet. E fidelă unei cauze. E într-un fel. Cum e dacă e fidelă unei cauze? Literă. Fidelă. Oferă loialitate, Ștefania. Este cum? Dacă oferă... Eu am tăcut că eram convins că ai cuvântul. Hai că putem. Hai, Ștefania. Zi. Oferă loialitate. E credincioasă în ce face. E într-un fel. E pasionată în ce face. Oferă loialitate. E 100% dedicată unei cauze. Adică este... Fii atentă. Da, devotată. Devotată. N-am luat. N-ați luat, așa-i? Nu. Nu era ușor. De mult l-am luat. Cum? Din prima literă l-am luat. Ionuț! Mă, Ionuț! Ai luat, mă, Ionuț! Ia, uite. Nu e cu bani, e cum vine de zis. E cum vine, așa-i? Cum... Da. Pot să spun ceva? Să te rog ceva? Da. Mai am 4 cuvinte pentru tine. Da. Tu mai ai foarte mult timp, 1 minut 55, 2 minute. Nu mai lua litere. Ok. Ștefania, n-avem ce pierde. Da, așa-i. Mergem? Da. Încercăm. Fără. Edi, ia vino, te rog, un pic aici. Ia vino un pic aici. Stai, mă, lângă mine, Edi. Sigur. Stai așa. Definiția zice așa. Conversație secretă pe un ton... Șușoteală? Cum ai zis? Șușoteală. L-a luat. Corect, am șușotit. Și nici n-am șușotit mult, un pic. De un hop am trecut. Da. Trei mai avem. 3 hopuri, Ștefania. Întrerupere de bunăvoie a unei acțiuni. Când faci pasul înapoi, ce faci? Tu să nu faci pasul înapoi. Când te gânde... Când faci pasul înapoi, tu la ceva ce faci? Faci pasul înapoi. Fapt care oprește, stopează. De... scapi de... pasul înapoi. De literă. Auzi, decizia de a se retrage, Ștefania. Când te retragi, iei decizia să
Literă. Deci încetezi lupta, oprești lupta, adică la, când ai... Literă. Ai la luptă. Te-ai retras dintr-o competiție. Ai... De, a renunțar? A renunța? Renunțare? Asta e. Da. Eu nu prea renunț, de asta nu-l cunosc. Mi-a plăcut, bravo. Ștefania, 1000 de lei, fii atentă, care produce reacții chimice controlate. E fabricată în industria chimică, dar când e cu... Explozie. Auzi, literă. La revelioane, fenomene. Artificii. Artificiile, dar cum le zice? Le zice într-un fel. Literă. Explozie. Da, țin de tehnica produselor explozive. Pirotehnică. Pirotehnică. Pirotehnie? Adjectiv masculin. Pirotehnic. Bravo.